1 iunie, ziua copilului, nu a fost uitată de către profesorii de sport de la Școala Generală numărul 1, pentru a-i sărbători cum se cuvine cadrele didactice au organizat întreceri sportive. De la fotbal, handbal și chiar atletism, elevii au dat tot ce au avut mai bun pentru a ieși învingători. Bineînțeles, cele mai bune echipe au fost premiate. Competițiile sportive între clasele de gimnaziu de la Școala Generală numărul 1 au început încă de acum câteva zile, însă astăzi au avut loc finalele la fotbal, handbal și atletism. Organizatorii au fost profesorii de educație fizică care nu au uitat de ziua copilului. Catedra de educație fizică și sport a Școlii Generale numărul 1 a organizat o competiție de fotbal băieți, basket fete, respectiv basket băieți, cu ocazia zilei de 1 iunie. Au fost angrenați toți elevii din cadrul învățământului gimnazial, iar competiția, din punctul meu de vedere, s-a dovedit a fi un succes. Sper ca această competiție să devină o tradiție pentru Făgăraș și pentru Școala Generală numărul 1, mai ales că noi organizăm, pe lângă competițiile enunțate anterior, și o competiție de atletism, mai precis triatlon, o competiție care se compune din 3 probe: săritura în lungime de pe loc, alergare de viteză pe 50 de metri plat și aruncarea mingii de oină. Am încercat la sfârșit de an, cu ocazia zilei de 1 iunie, după ce am terminat competițiile cu echipele reprezentative, să organizăm o competiție la nivel de școală cu marea masă de elevi. Astfel am organizat împreună cu colegul, cu Dragoș Bogdan, finalele. Astăzi vor fi finale la campionatul de fotbal pe școală, la campionatul de basket pe școală și vom face o întrecere, un triatlon la atletism. Și pentru că întrecerile sportive au fost în cinstea lor, copiii au fost extrem de încântați. Când am aflat de acest concurs că se va organiza iarăși, am fost foarte bucuroși, iar toate clasele 5-8 au fost de acord să participe și ne-am simțit foarte bine, iar acum o să avem finala și sperăm că o să câștigăm. Este destul de dificil, deoarece toate clasele sunt foarte bine pregătite și la fotbal și la basket și din punct de vedere fizic sunt foarte bune. Noi ne mulțumim foarte mult, domnilor profesori, că ne-a organizat și anul acesta concursul. Da, ne-am pregătit, la fotbal particip. Eu zic că cu siguranță vom câștiga. Toată școala va fi prezentă la acest campionat și am avut noroc că și am câștigat și acum suntem în finală cu 6-6. La sfârșitul întrecerilor, cele mai bune echipe au primit premii în diplome și dulciuri.